Înainte de a ajunge la locașul Duhului Sfânt, viața mea era distrusă. Probleme economice, căsnicia distrusă, probleme de sănătate. Problema de sănătate cea mai gravă a fost că oasele mele se mișcau, erau ieșite de la locul lor, făceam terapie, ajuta, dar nu rezolva problema. Problema mea de sănătate mi-a afectat și munca. Mereu eram înrușinată, trebuia să cer chiar și 2 dolari ca să merg cu autobuzul, cu transportul public. Și asta mă făcea să mă simt mică, pentru că asta mă împiedica să cresc și mă descuraja. Stima de sine scădea. Eu voiam să lupt ca să ies din situația aceea, dar niciodată nu reușeam, pentru că mereu era ceva ce nu mă lăsa să merg înainte, pentru că totul mă împiedica. Sănătatea, banii, situația financiară, adică totul era distrus. Nu aveam unde să locuim eu și cei 3 copii mici. Era dificil pentru mine să muncesc. Nu știam ce să fac, nu aveam unde să locuim. Sora mea m-a lăsat să stau în garajul ei, dar în cele mai rele condiții. Nu puteam să avem o viață normală. Era o rușine, pentru că eu visam să am o casă, dar locuiam într-un garaj. Și nu aveam cum să dau un viitor bun pentru copiii mei, pentru că nu aveam condiții, nici sănătate. Adică nu aveam nimic ce să ofer copiilor mei. De asemenea, aveam probleme și cu actele mele, trimisesem deja cerere, totul era bine, dar când a apărut problema cu tatăl copiilor mei, atunci a devenit un caz imposibil situația mea. Pentru că el avea semnată deportarea lui, avea documentele expirate și asta a făcut să fie imposibil pentru mine să am rezidență. Având ultimul proces, am căutat un avocat ca să mă ajute în această problemă. Pentru că singură nu puteam să fac nimic. Atunci am decis să caut un avocat. Am vorbit cu 3 avocați și niciunul nu voia să primească cazul meu, pentru că era deja pierdut. Cazul meu era un caz imposibil. Într-o zi, eram foarte tristă, dezamăgită de această viață, plină de probleme. Doar probleme vedeam în viața mea. Dar când mă uitam la televizor, a apărut emisiunea de la locașul Duhului Sfânt. Bărbatul lui Dumnezeu vorbea să facem o încercare cu Dumnezeu, să fim fideli lui Dumnezeu. Atunci am decis să fac asta. Și datorită faptului că am pus în practică totul, am văzut răspunsul. Puțin câte puțin, viața mea s-a schimbat, s-au rezolvat problemele mele. Astăzi viața mea este transformată. Astăzi nu mai trec prin acea situație. Eu locuiesc în casa mea. Înainte, locuiam în garajul altora. Acum mă bucur de casa mea. Eu care nu aveam nici 2 dolari pentru a folosi transportul public, azi am 2 mașini. Eu știu ce înseamnă să ai o mașină 0 kilometri. Nici în vis nu gândisem la așa ceva, dar Dumnezeu mi-a dat oportunitate și condiții să o am. Chiar dacă părea imposibil de rezolva situația mea economică, am reușit să am rezidența mea, acum sunt cetățeană și în plus acum lucrez pe cont propriu. Am magazinul meu, nu trebuie să lucrez pentru nimeni altcineva. Înainte nu puteam să lucrez din cauza problemelor de sănătate, acum muncesc pentru mine și fără probleme de sănătate. Azi sunt o femeie foarte fericită și binecuvântată, mulțumită lui Dumnezeu.